Bine, v-am găsit, eu sunt Persi și începe un nou episod de podcast Altfel de povești. Astăzi film lucruri inedite de la invitata mea, Tereza. Hei, Tereza, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și că ești aici. Bună, Persi, mă bucur și eu că sunt aici. Mulțumesc pentru invitație, pentru încredere uh -huh. și de-abia aștept să vedem ce are Dumnezeu pregătit pentru noi în timpul acesta. Și eu. <laughs> ok. Începem cu un disordat. Ok. Și avem așa. Răsărit sau apus? Apus. Da? De ce? E mai romantic, culorile sunt mai intense, mai frumoase, mm -hmm. parcă în fiecare seară Dumnezeu pictează ceva diferit și asta mă face să mă gândesc la lucrarea lui în viața persoanelor. Întotdeauna unică, diferită și mm, frumoasă. Ce, ce tare, super. Frig sau cald? Uh, cald. Rezist <laughs> mult mai bine la cald, mă irit foarte tare <laughs> când mi-e frig. Ok. Mâncare mexicană sau chinezesc? Uh, chinezesc. Mm -hmm. uh, da. Planuri sau surprize? Și și. Da, și dacă ar fi una? Uh, surprize. Da? Ok. Să gătești tu sau altcineva? Eu. Da? Da. Ok. Și familia mea preferă mâncarea mea. așa. Ok. Că... Super. Călătorii cu avionul sau cu rulota? Cu rulota. <laughs> Te oprești când vrei, oriunde vrei, stai cât vrei. Mhm. Uh -huh. Ok, super! Mersi pentru răspunsuri. Uh, Spune-ne câteva lucruri despre tine, acum, ca să te cunoaștem puțin mai bine. Bun, deci, uh, sunt Tereza, m-am născut în București, uh -huh. familia mea catolică și o să spun mai mult despre asta. Uh -huh. Căsătorită de 15 ani, uh -huh. 5 copilași wow. de la 11 ani în jos. Wow. Um, ce te pasionează? Ce mă pasionează? Călătoriile, uh -huh. nu neapărat în ordinea asta, dar... Uh, îmi place foarte mult să călătoresc, îmi place să citesc și îmi place lucrarea lui Dumnezeu. Mm. -hmm. Oh, ok, super. Hai să vedem cum a început uh, viața ta. Ai zice că ești sunt, sunt în București. Uh, zi ne puțin despre începuturile. Tale. Da. Deci, uh, familia mea, părinții mei erau catolici uh, și eu și fratele meu. Am un frate mai mare cu 2 ani. Mm -hmm. uh, am crescut mergând la biserică, era cumva rutina familiei noastre. Uh, Rădeam în fiecare duminică. Uh. Catolicii sunt cunoscuți că sunt mult mai. Uh, mai strict, mai practicanți decât okay. ortodoxi și okay. a fost un lucru bun, dar a fost și un lucru care a lucrat împotriva mea, pentru că comparându-mă cu prietenii de la bloc sau cu colegii de la școală mm -hmm. în perioada copilăriei, întotdeauna m-am considerat mai bună decât ei. Ah. Gândindu-mă, uite, eu merg la biserică în fiecare duminică, știu toate rugăciunile pe de rost, și toate cântările pe de rost. Știți că aveam și rozariul acela cu rugăciuni, fiecare mm -hmm. mărgică, o rugăciune specifică. Um, Treceam prin toate ritualurile pe care biserica mi le cerea, mm -hmm. și atunci mă gândeam, e clar că eu fac lucruri care, de care Dumnezeu e chiar mândru, mm -hmm. satisfăcut. Okay. Okay. Și mă uitam la ceilalți, eram singura catolică din școală, singura de la bloc, și știam că ei nu merg la biserică decât o dată sau de două ori pe an, de Paști de Crăciun, cum mm -hmm. na, se spune. Și știam și motivațiile pentru care merg, că uneori mergeam și eu cu ei, doar așa să aprindem lumânări, să dăm foc la porufetelor sau, mă rog, diverse. <laughs> uh, și atunci mă gândeam întotdeauna că Dumnezeu trebuie să fie foarte mulțumit de partea spirituală, uh -huh. uh, dar asta a fost un, a lucrat cumva împotriva în, în, în mea. Uh -huh. Ce-ți mai amintești uh, de copilărie ta? Uh, ce mai amintesc? Că Mergând la bunici, bunicii erau, uh, din partea tatălui, erau din siret. Uh, cumva, mă rog, din mostrămoș, din partea tatălui meu, uh, veneau din Polonia. Așa mm -hmm. că, din cauza asta, numele nostru de familie era înainte al meu, era înainte Chiovski. Ah. Uh, așa, din cauza asta eram și catolici, din cauza asta mă cheamă și Tereza. Okay. Uh, mergeam în București, la Biserica Catolică, care se numea Sfânta Tereza. Așa. <laughs> Bun. Uh, și noi când mergeam la bunici, aveam și verișori acolo întotdeauna, chiar eram un porumb, mm -hmm. în lanul de porumb și acolo ne jucam de -a liturghia și făceam noi, unul era Preotului era, să zic, A, deci, mă da, 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 da. Pentru că domeniu. era chiar parte din, din viața noastră, oarecum, până la un anumit nivel. Uh -huh. uh, pe măsură ce creșteam, totuși am început să-mi dau seama că aveam întrebări despre, sau au început să vină întrebări despre viață, despre mine însă, uh -huh. despre cum aș putea să abordez eu, să zic, uh, uh, provocările uh -huh. <laughs> adolescenței, mai ales, da. nu? Și atunci pentru prima oară am început eu să-mi dau seama că religia mea și biserica mea nu prea jucau un rol foarte important în sensul că nu mi oferea uh, biserica mea și credința mea uh -huh. uh, niciun răspuns la toate întrebările și la luptele mele. Și pentru prima oară în perioada aceea când ajungeam deja la adolescență mi-am dat seama că nu există o mare diferență între mine și prietenii mei ortodoxi. Ah, okay. Okay. Uh, și asta a fost, a fost interesant. În aceeași perioadă aveam și, să zic așa, mai multe conflicte cu părinții. Atunci mm -hmm. îi vedeam eu că fac parte dintr-o altă generație, mergând într-o altă direcție, având alte preocupări mm -hmm. și eu cu ale mele. Uh, cumva aveam destul de libertate, ei erau foarte mulțumiți și satisfăcuți dacă aveam note bune la școală mm -hmm. și încercam să am. Mm -hmm. uh, și atunci nu prea mă întrebau ei ce fac eu, în să zic, în restul zilei. Și cam ce făceai destulă, în Cam ce făceam? Liber. Păi, în perioada adolescenței, să zic așa, era chiar imediat după Revoluție, am început cu muzica rock și heavy metal, oh. și mă duceam la discotecă pe vremea aia, mă rog, la concerte mm -hmm. și pe unde mergeam noi. Mm -hmm. uh, eu și prietena mea cea mai bună. Așa, la plimbare prin București pe toate părțile, prin toate magazinele, toate vitrinele, toate cu toți prietenii, distracție era, cumva modalitatea mea de a mi umple un gol pe care îl simțeam. Uh -huh. uh, bineînțeles că în toată perioada asta mergeam la biserică. Asta era ceva ce nici nu se discuta, nici n-am chestionat o foarte mult. Uh -huh. uh, până la adolescență, nu? Uh, dar în restul săptămânii eu eram cu viața mea, cu școala, cu preocupările, cu distracția și cu am umple golul din inima mea. Okay. Și ce îmi doream era să fiu um, să arăt bine, să am haine frumoase, să am bani, să mă distrez, să am un grup de prieteni care um, mă iubește și mă accept așa cum sunt cu bune și cu rele. Mm -hmm. uh, și toate lucrurile astea, cum să zic, le puteam găsi în lume, uh, numai că satisfa satisfacția pe care mi-o ofereau nu dura prea mult. Da, exact. Mi-aduc aminte de multe ori că mă culcam seara, nu? Eram în pat și mă gândeam, meditam și eu la viața mea. Și mă gândeam, ok, bine, astăzi, astăzi am făcut lucrul ăsta. A fost bine, m-am simțit bine. Dar mâine ce o să mai fac? Mm -hmm. Și parcă vedeam că întotdeauna ajung la același punct zero. Okay. Și mâine, mâine trebuie să iau de la capăt pentru că ajung la aceeași goliciune, la aceleași întrebările, aceleași lupte, nu? Mm -hmm. Cam asta, asta era. Cu părinții... Vreau să spun, în ce privește școala asta a fost. Mă gândesc la ei acum și mi se pare foarte distractiv. Erau foarte exigenți și cu mine și cu fratele meu în ce privește școala și tata avea o, să zic așa, o mentalitate uh, și o mod de abordare. Mm -hmm. Când luam note sub șapte, mă cam bătai. Okay. Când luam nota aia, șapte sau opt sau nouă, îmi spuneau mai bine nu se putea. Când luam zece, Ah, a, s-a întâmplat. Și oh. era parcă niciodată nu pot să ajung acolo unde ar trebui și mm -hmm. niciodată nu primesc acea încurajare și cumva acea, să zic, pecete. Da, e bine, e suficient da, de e bine. Și da, da, da. atunci okay. asta a creat în mine, pe de-o parte, o, o mare răceală și o distanță mm -hmm. în relația noastră. Pe de altă parte, am zis, dacă nu primesc... Poate împlinirea asta emoțională și afecțiunea asta din, și a, înțelegerea asta din uh -huh. partea părinților mei o caut în afară. Ok. Are sens, da, am înțeles. Ok, și cum a evoluat? Uh... Cum a evoluat? Am ajuns în. Uh, nu, unaie, aș vrea să spun un alt lucru, înainte. Mergând la biserică, începând să văd uh, faptul că nu exista, exista nicio diferență între mine și prietenii mei, faptul că. Acea credință pe care eu o aveam în Dumnezeu deja nu mi oferea răspunsurile pe care eu le căutam, mm -hmm. de care aveam nevoie. Uh, văzând că lumea nu mă satisface așa cum aș fi dorit, uh, relația cu părinții fiind așa, și așa, așa, mm -hmm. am început pentru prima oară să mă gândesc la sinucidere. Uh, oh. Era și nebunia aceea adolescenței. Cumva, parcă era și la modă, <laughs> parcă era și un mod de a te răzbuna pe părinții. Toy, okay. Ai, ai uh -huh. Gândindu-mă că dacă nu-mi dau ceea ce eu îmi doresc, atunci măcar să-i fac cumva să-i doară și pe da, ei. Da, da, da. Okay. Uh, și mă gândeam asta, e o modalitate sigură. <laughs> uh, și mi-aduc aminte, muzica pe care eu ascultam a jucat un mare un rol mare în viața mea. Uh -huh. uh, eu nu știam engleză. Uh -huh. La școală făceam rusă și franceză. Uh -huh. <laughs> <laughs> nu mi-a plăcut niciodată, nu mi-am dat interesul. Uh, engleză nu știam, am învățat-o mult mai, mult mai târziu. Dar ascultam muzică rock și heavy metal în engleză, două, trei ore pentru neric, mă rog, singur în cameră. Mm -hmm. Și întotdeauna după ce terminam reprizele astea de de asculta muzică, pardon, de asculta muzică, gândul a fost, uh, gândul era, mă duc să mă sinucid. Oh, wow. uh, Și ani mai târziu, cunoscându-l deja pe Hristos, am început eu să mă gândesc, wow, uh, ce putere! Mm -hmm. uh, au nu doar cuvintele Dar și toate mesajele alea subliminale Pe care muzica ți le transmite nu? Prin linie melodică uh, exact. și așa okay. uh, prin, rind, prin linie, prin absolut mm -hmm. eu o întreagă atitudine să zic acolo Care se, se transmite da, okay. uh, Și atunci am cochetat cu gândurile astea de sinucidere Și cu multe complexe Cu care eu mă luptam Nu mi se părea că sunt niciodată La nivelul așteptărilor celorlalți mm -hmm. A băieților, al fetelor mă rog. mm -hmm. uh, Și atunci am luptat mult Cu complexe de infer inferiori Uh, și cam în uh, faza asta eram eu la 16 ani, când eram deja în clasa 11 -a, aveam o prietenă foarte bună, eram și colege de clasă, așa că dimineața eram împreună la școală. După amiază mergeam în oraș și făceam toate cele, amândouă eram rocărițe, supărate pe viață, complexate și cu toate nebunile în cap, toate dramele la adolescență, toate ți se par mult mai tragice, mult mm -hmm. mai dramatice uh, și părinții nu înțelegeau. Când eu încercam să le spun ceva, pentru ei era... Ah, Prostii, fleacuri, lasă că trece. Da, 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 da <laughs> Bun. Okay. Um, Așa că, în 1995 eram deja în clasa 11-a, prietena mea și cu mine ne-am hotărât într-o după-amiază să ieșim la plimbare prin București și am trecut pe lângă stația de metrou tineretului, okay. și acolo am văzut un de pe trotuarul de vis-a-vis -vis, un grup de adolescenți, aveau un panou mare, și în momentul acela era erau un adolescent care vorbea ceva despre Dumnezeu. Pe panoul acela erau cuvinte incomplete, desene incomplete și cumva pe măsură ce el își făcea prezentarea, a completat și acele desene, mă rog, acele cuvinte. Okay. Uh, primul gând a fost ăsta e nebun! <laughs> da. Cum să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului? Adică cinci ani după Revoluție, să auzi un tânăr, un adolescent în mijlocul Bucureștiului vorbind în gura mare despre Dumnezeu, nu era ceva foarte, să zic, obișnuit. Da, da, da. Uh, al doilea gând a fost măi, dar Băiatul ăsta chiar pare convins de ceea ce spune. Până la urmă, e bine să fii convins de ceva în viața asta, nu? Da. Așa că mai mult din curiozitate am traversat, ne-am apropiat, ne-am postat în fața panoului și am început să ascultăm prezentarea. Mesajul lui suna în modul următor. Uh, omul este, să zic, ființa reprezentativă, nu, care trăiește pe Pământ. Uh -huh. Ok. Uh, și una din caracteristicile omului este că el întotdeauna caută ceva. Și, ca exemplu, și completa acele cuvinte pe panou, ca exemplu, el dădea aceste patru lucruri. Fiecare om caută dragoste, uh -huh. pace, speranță și iertare. Okay. Detalia puțin la fiecare. Și el explica apoi cum ceea ce ne oferă lumea este, de fapt, exact opusul. Mm -hmm. Singurătate, conflict, teamă, oh, vină wow. și la fel de detalia, detalia puțin. A fost un mesaj, cum să zic, punct ochit, punct lovit, da. la, direct la inimă, mm -hmm. și pentru mine și pentru prietena mea. Chiar până la vârsta aia de 16 ani, nu era că eram noi trecute prin viață, nu știu cât, da. dar chiar până la vârsta aia ne dădeam seama că Așa funcționează lucrurile în lumea asta. Mm -hmm. Un fel de afacere, nu? Mm -hmm. Te iubesc până când, mm -hmm. te iubesc dacă da. îmi facem, îmi dai, nu? Da, te da, ridici da. la nivelul așteptărilor sau cerințelor. Dacă nu te mai potrivești cu ceea ce, mă rog, se cere, nicio problemă, te schimbăm, că întotdeauna există mm -hmm. altcineva mai interesant, mm -hmm. nu? Mai cool, mai așa. Mm -hmm. Pe de altă parte, gândindu-ne, ok, când facem ceva rău, ce avem nevoie? Iertare, încurajare, cineva mm -hmm. să fie lângă tine. Ei bine, în lume, de fapt, era exact opusul. Tu ai greșit, asta este problema ta, tu plătești. Și rămâneai singură. Mm -hmm. Exact. Și atunci mm -hmm. ne dădeam seama că, într-adevăr, băiatul ăla, în modul direct, dar succint în care prezenta lucrurile, chiar avea dreptate. Mm -hmm. Și am rămas așa puțin șocat de... Like, wow. Mm -hmm. Ok, bun. A continuat și a spus... Doar Dumnezeu are lucrurile astea uh, de care noi avem nevoie, El vrea să ni le ofere. Problema este că între noi și Dumnezeu există o mare barieră care se numește păcat. Mm -hmm. Ei bine, pentru mine asta a fost uh, o lovitură sub cintură. Okay. Prietena mea era ortodoxă, da. Eu mai încercam din când în când să o aduc la biserică, la noi, la catolici, să se mai îndrepte și ea puțin, nu? Uh, uh, pe ea n a atins-o atât de, să zic, puternic. Însă pe mine, da. În mintea mea, primul gând a fost. Uh, cum adică? Uh -huh. Cum adică nu pot eu să ajung la Dumnezeu din cauza păcatului, având în vedere faptul că eu merg la biserică în fiecare duminică, okay. încerc să fiu o persoană bună, nu contează ce fac eu restul săptămânii, totuși încerc, adică cumva uh -huh. bifez anumite lucruri și Dumnezeu ar trebui să fie mulțumit, nu? Da. Uh, și m-a șocat așa puțin, m-a atins în, în mândria mea, în aroganța mea, în, cum să zic, încrederea mea uh -huh. în sine, nu? Bun. Am stat până la sfârșitul prezentării, dura cam 10-15 minute. Când, la sfârșit, nu, o fată a venit la mine, o altă fată a mers la prietena mea, ne-au despărțit, nu? Fetele care ne-au abordat erau tot adolescente, 16-17 ani. Și tipul care vorbea la fel? Tot pe acolo, da. Nu era mare diferență de vârstă, nu? Bun. Fata asta care a venit la mine, m-a întrebat, ok, cum o cheam, așa, bun. Și apoi m-a întrebat, uite, Teresa, dacă s-ar întâmpla ca tu să mori în clipa aceasta, unde crezi că ai ajunge? Uh -huh. Foarte sigură pe mine, am răspuns uh, în rai. Bun. Să fii catolic și să dai răspunsul ăsta înseamnă mândrie la superlativ. Uh -huh. uh, catolicii cred că există un purgatoriu, uh -huh. uh, acolo ajungi și printr-o, mă rog, faptă, rugăciune, lumânare uh -huh. aprinse de către cei rămași în urmă, îi spășești câteva păcate, te mai curățești, te mai curăță Dumnezeu, nu știu cum, și apoi ajungi în rai okay. copfului, nu? Okay. Uh, iar eu să fiu aici, nu? Adolescență de 16 ani și atât de sigură că eu ajung direct în rai, adică sar și peste să sar, sar peste toate, nu? Bun. Uh, fata zâmbit și mă întrebat de ce. Și am răspuns cumva într-un mod clasic. N-am omorât niciodată pe nimeni, mm. n-am furat niciodată nimic și merg în fiecare duminică la biserică. Ce altceva mai trebuie? Mm -hmm. Și a spus, bun, uite, astea sunt lucruri bune. Mă bucur că n-ai omorât pe nimeni, că n-ai furat nimic, bineînțeles, da. nu. Fura -mi lucruri mici. Nu? <laughs> nu, se, nu se pune, nu? Da. <laughs> uh, dar a început atunci să mă întrebe, bun, dar tu ai mințit vreodată? Și am zis, da, bineînțeles, dar care e problema? Că toată lumea o face. Uh -huh. Și a zis, da, într-adevăr. Uh, tu te-ai mânia vreodată, te-ai enervat vreodată și a început cumva să mă întrebe despre lucruri mai mici, păcate mai mici. Mm -hmm. Și bineînțeles că răspunsul era da, mm -hmm. dar ce tu nu? Ah, okay. uh, cumva aceeași atitudine de aroganță, aceeași atitudine de, de mândrie, adică ce vrei să spui, unde vrei să ajungi tu, de fapt, da. nu? Uh, cred că asta a fost din cauza. omul e mândru din mm -hmm. naștere, ce să zic, pe de-o parte. Dar pe de altă parte, fusesem crescută cu mentalitatea că există păcate de moarte. Mm -hmm. Să omori pe cineva, să curvești, să faci lucruri mari, mm -hmm. nu? Pentru care, să zic, e, trebuie Asta să muncești extreme. mai mult da. uh, ca să, să fii curățit de acele păcate. Și pe de altă parte există o altă categorie a păcatelor mai mici, nu? Mm -hmm. Pe care cu o rugăciune, două, trei, pe care o faci în fața unui sfânt, unde te trimite preotul după spovedanie, uh, mă rog, faci acele rugăciuni mm -hmm. și Dumnezeu cumva le iartă, sunt mai ușor uh, de tolerat, să zic da, așa, da, nu? Da, da. Și atunci mă gândeam, ok, pe astea mai serioase păcate de moarte nu le-am comis, uh, iar astea le-am rezolvat și dacă se mai întâmplă le rezolv oricum, mm -hmm. repede, nu? Mm -hmm. uh, și atunci cam asta era în spatele răspunsurilor mele, nu? Da. Bun. Uh, e bine, fata aceasta mi-a deschis în momentul acela Biblia. Uh, ăsta a fost un alt lucru care a avut un impact deosebit în viața mea. De ce? Pentru că noi ca și catoliști fusesem învățați că nu avem dreptul ca și membrii simpli uh -huh. ai unei biserici uh, să avem o Biblie să citim Biblia cumva era doar de nivelul preoților ei okay. o citesc, ei ne o explică ne o dezlușesc pentru că uh, pe noi oamenii de rând să zic așa ne depășesc aceste adevăruri uh -huh. nu doar preotul poate să ne să ni le transmită uh -huh. și atunci până în momentul respectiv nici nu atinsesem o Biblie, nici nu citisem vreodată Biblia eu personal și atunci uh, a avut un impact deosebit să văd o fată de vârstă mea de. pe stradă de. cu o Biblie deschisă wow. și știa și unde să o caut și ce să mi -i arate. Bun. Uh, și a deschis la carte roman și a început să-mi citească versete nu din roman 3 că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și mi-a explicat uite, toți înseamnă toți, nu toți în afară de tine. Mm -hmm. Ok, am înțeles. Bun. Ea a continuat, nu? Roman 6 cu 23 fiindcă plata păcatului este moarte. Și mi-a explicat, uite... Aici, Dumnezeu nu spune fiindcă plata păcatului mic sau plata păcatului mare. Mm. Orice păcat, oricât de mic sau mare l-ai considerat tu, este de fapt o ofensă la adresa sfințeniei și a perfecțiunii lui Dumnezeu. Mm -hmm. Și atunci m-a întrebat încă o dată, pe baza a ceea ce spune Biblia, nu a părerii tale sau da, ceea ce ai da, dorit da. tu, ai preferat tu. Dacă s-ar întâmpla să mori în clipa aceasta, unde crezi că ai ajunge? Mm -hmm. Și atunci a început o luptă în inima mea, <laughs> pentru că. Pe o parte, încercam să. cum să zic? Să mă justific înaintea lui Dumnezeu, uh -huh. să găsesc așa argumente, scuze de plauzibile de pe care să-i le prezint lui Dumnezeu și încercam să. Uh, pe de o parte, să-i spun lui Dumnezeu, uh, Doamne, stai puțin, dar nu sunt așa de rea ca X, Y, Z, nu? De la biserică, de la bloc, din cartier. Uh, Adevărul e că atunci când te compari cu alții, întotdeauna găsești pe altul mai rău. Uh -huh. Nu, dacă vrei să te bați pe umeri și să zici că stai puțin că sunt, nu sunt. ok, sunt bine. Uh, și atunci nu sunt așa de rea ca. Da. Și pe de altă parte, uh, totuși am făcut și lucruri bune. M-am strudit și eu cât am putut, da, le-am făcut eu pe toate, dar totuși Dumnezeu a trebuit uh, măcar intenția să o aprecieze, nu? <laughs> adică, da. Și mergem așa dintr o parte în alta. Și pur și simplu nu mi-au ieșit cuvintele de pe buze. Uh -huh. Fata stătea cu Biblia așa deschis în fața mea și atunci ziceam, ochii mei erau balaia ba, în Biblie, uh -huh. reciteam uh, versetul și nu puteam să spun nimic. Uh -huh. Și e clar pentru mine acum, nu? Uh, că era lucrarea Duhului Sfânt deja de, uh -huh. în inima mea de a mă convinge cu privire la starea mea de om păcătos. Da. Uh, ce să-i spun lui Dumnezeu? Uh -huh. Ce să-i spun? Uh, atunci am spus, a trebuit să mă smeresc și a trebuit să recunosc și în fața ei și în fața lui Dumnezeu uh, și să fiu sinceră și cu mine însă să spun, da, într-adevăr uh, sunt păcătoasă și merit să ajung în iad sunt despărțită de Dumnezeu uh, și nu era vorba de doar de un singur păcat și uh -huh. ăla mic da. Hai să fim serioși, nu? Hai să fim sinceri. Eu, eu îmi știam gândurile, îmi știam simțirile, îmi știam mm -hmm. trăirile, îmi știam atitudinile, îmi știam... îmi intențiile, intențiile, da, da. Știam ocaziile ratate, nu? De a mm -hmm. face bine, cum spune Iacov, nu? Uh. Și atunci era clar că nu puteam să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, știi, din motivul ăsta tu ar trebui să mă primești, mm -hmm. Andrei. Uh, așa că am spus, da, pe baza ceea ce spune Biblia, într-adevăr sunt păcătoasă merii să ajung în iad. Și ce ai simțit în inima ta când ai zis asta? Uh, nu mi-aduc aminte, dar cred că mi-a făcut bine. Uh -huh. uh, adevărul doare, dar adevărul, dacă te smerești înaintea lui, să zic așa, te conduce la concluzii bune și apoi la acțiuni bune uh -huh. și cumva mi-a pregătit inima pentru ceea ce urma uh -huh. să vină. Pentru că fata a continuat și a început să-mi vorbească despre dragostea lui Dumnezeu. A fost pentru prima oară când eu am auzit că Dumnezeu mă iubește pe mine, Tereza. Mm -hmm. Deja nu mai era un mesaj de genul Dumnezeu ne iubește pe toți, haideți toți să fim mai buni. Da, în general. Deja nu mai era ceva la nivel general, toți suntem în aceeași găleată, să zic da. așa, uh, și atunci e foarte ușor să te ascunzi după unul, după altul și mm -hmm. na, să te crezi pielezi. că ești bine. Nu? Da. da, da. Uh, și ea mi-a spus, uite, Dumnezeu te-a iubit pe tine atât de mult încât l-a dat pe singurul lui Fiul Iisus Hristos să moară pentru păcatele tale, trecute, prezente, viitoare. Uh -huh. Iar dacă tu, într-adevăr, crezi că jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă, sângele lui te poate curăți de absolut tot ceea ce tu ai făcut. Uh, tu poți să experimentezi acea naștere din nou despre care Biblia vorbește și uh -huh. absolut tot ceea ce ea spunea era susținut de versete din, uh -huh. din Biblie. Uh, și Dumnezeu poate deveni tatăl tău, Iisus Hristos vrea să devină salvatorul tău uh -huh. e bine au fost spuse lucrurile atât de scurt clar, la obiect, direct personal, uh -huh. era între mine și Dumnezeu, deja nu mai avea de-a face nici cu mama, nici cu tata, nici cu bunica foarte credincioasă, nici cu absolut nimeni da, nici da, cu prietena da. mea care era 2 metri mai încolo <laughs> era între mine și Dumnezeu uh, și mi-a atins inima într-un mod deosebit mi-a atins mintea într-un mod deosebit. Nu era doar o emoție copleșitoare. Mm -hmm. Adică, să înțelegi și profund că Dumnezeu uh, te-a iubit da. și te-a iubit atât de mult încât a dat tot ce a avut mai scump, mm -hmm. te atinge. Dacă nu te atinge, ai o problemă mare. Dar, pe de altă parte, toate lucrurile pe care ei, ea mi le spunea aveau sens. Mm -hmm. Aveau sens. Da. Aveam o problemă. Nu puteam să-mi o soluționez singură. În dragostea lui cea mare și în harul lui cel mare, nu? Dumnezeu mi-a oferit și o soluție. Uh -huh. Era vorba de o decizie din partea mea ce fac da. cu Isus Hristos da. și cu cadoul pe care El vrea să-mi-l dăruiască. Și răspunsul meu a, a fost, da, vreau. Uh -huh. Și. Pe loc atunci. Pe loc atunci au trecut, nu știu. 15 minute, 20 de minute. Nu știu, în sensul că conversație. Atat. Exact. Wow. Uh, și fata m-a întrebat uite, uh, dacă vrei eu mă pot ruga și tu poți să, să repezi după mine uh, o să-i în practic lui Iisus Hristos să intre în in inima ta să devină uh -huh. salvatorul tău și mă rog, mi-a spus ea pe scurt uh, eu în schimb i-am spus uite, uh, ea mi-a spus important e ca tu să crezi, lucrurile astea să le fi înțeles și au vrut să se asigure că nu e da. ceva așa rapid o, instant pe stradă nu? Uh, și am spus, uite, uh, apreciez asta, dar uh, n-aș vrea să repet după tine. Mm -hmm. uh, aș vrea să mă rog eu. Și asta era, cum să zic, ceva foarte important pentru mine. Eram, eram obișnuită să-i recit rugăciunile lui Dumnezeu. Da, păi 16 ani asta făcusem, nu? Da. nu? Pentru fiecare nevoie cu care mă confruntam dimineața, seara, mă rog, la prânz sau așa. Uh, îi recitam poezii lui Dumnezeu, rugăciunile lui Dumnezeu. Mm -hmm. Încă una? Mm -hmm. Da. A, așa că pentru mine a fost important să să vorbesc eu cu Dumnezeu. Așa că m-am rugat în propriile mele cuvinte, simple, cu voce și, tare acolo cu o, ea, nu? Da. Da, da. Ce uh, am închis ochii și m-am zis asta e decizia cea mai importantă pe care eu pot să o iau pentru viața mea. Uh, bineînțeles că fiind o gură de metrou, oamenii intrau, ieșeau, erau autobuze, tramvai, eram la metrou tineret, tineretului, da, vis-a-vis da, da. -vis de, 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 de liceu, uh -huh. Na, după amiază era o mare hărmălaie, să zic așa, uh, dar am zis că asta e lucrul cel mai important pe care... Trebuie și pot să-l fac pentru viața mea, și nu mă mai interesează de altceva. Așa că am închis ochii, i-am cerut lui Isus Hristos să, să devină Salvatorul meu, să mă ierte de toate păcatele mele, deja simțeam, știam, adică simteam așa povara a păcatelor, uh -huh. nu? Uh, și a fost pentru prima oară când m-am rugat ceva ce, cum am spus, nu a fost recitat, uh -huh. și pentru prima oară când am avut siguranța că Dumnezeu m-a ascultat și mi-a răspuns la acea rugăciune. Era bazată pe lucrurile wow. pe care de-abia le auzisem și le înțelesem, le înțelesem uh, din Cuvântul lui Dumnezeu. Mm -hmm. uh, asta a fost foarte important pentru mine. Uh, yeah. Bun. Uh, am făcut asta, m-am reîntâlnit cu prietena mea, nu, să și a conversația cu, cu cealaltă fată, ea a luat aceeași decizie, uh, oh, și-a pus încrederea în, în Domnul Iisus Hristos, așa că ne-am reîntâlnit, nu? Yeah. Uh, ne-am uitat una la alta, ce ai făcut? Eu m-am rugat, tu ce ai făcut. Uh, și eu, cum te-am Bine <laughs> Nu aveam noi termen de am pace În inima da, mea da, da. și mi s-a luat povara De pe umeri, ce știam noi, nu aveam idee Nu n aveam noi un astfel de, de uh -huh. vocabular Dar știam că am făcut ceva Foarte bun, în sfârșit Am făcut și noi ceva bun cu viața noastră Cam așa era, știi? <laughs> okay. uh, era foarte clar totul pentru, pentru ambele Nu știam noi ce va urma uh -huh. Dar Evanghelia Ne era foarte clară. Bun. Spre sfârșitul conversației mele cu fata care m-a abordat pe mine, ne-am dat seama că de fapt noi trei mergeam la același liceu în București. Oh, uh, wow. Și asta a fost o mare surpriză, ne gândeam, băi, îmi mai București ăsta două milioane de locuitori, atâta licee, cum de noi toate trei mergem yeah. la aceeași școală. Uh, eram aceeași generație, A 11 -a eram toate trei, numai că ea era la o altă clasă. Bun. Okay. Uh, a doua zi asta era miercuri, da? A doua zi entuziasmată. Ea a venit la noi la clasă. Bun, că două rocărițe supărate pe viață și-au pus încrederea în Domnul Iisus Hristos pe stradă. Noi, entuziasmate că, în sfârșit, am făcut și noi ceva bun cu, cu viața noastră. Uh, și ne-a invitat uh, chiar în sâmbătă aceea la o întâlnire de adolescenți, un club biblic mm -hmm. se numea. Bun. Uh, Ne-am dus, nu știam la ce să ne așteptăm. Noi, cu geacă de piele, bocanci, întotdeauna îmbrăcate negru, cu părul pe față, așa cum eram. Bun. Ne-am dus. Și am fost șocate. Deci, parcă am picat de pe altă planetă. Uh -huh. uh, erau acolo un grup de. de adolescenți, nu? Da. Bucuroși, cu un zâmbet mare pe față, o lumină în ochii lor. Uh, uh, Când vorbeau s au apropiat de noi, "Bună, mă numesc X, Y. Mă bucur că ești aici." <laughs> niciodată n-au noi așa ceva Uma. la niciun concert, la nicio petrecere, cineva să zică "Mă bucur că ești aici" că nu prea contam noi pentru nimeni, nu eram mm -hmm. noi inima petrecerilor, nu eram noi cele mai importante niciodată. Mm -hmm. Și acum să ajungem într un context, nu, în care oamenii chiar se bucurau. Sincer, de, că eram de. acolo, nu? Uh, și prima impresie a fost. Adică, uh, cum să zic, diferența era așa de mare între noi și ei, uh -huh. încă noi ne uitam, păi, ori ei sunt ciudati, ori noi ne uitam la noi. <laughs> Pentru noi era normal cum arătam, dar nu era. Bun. Uh, cântau. Se jucau diverse lucruri, ok, citeau din Biblie, se rugau, era totul foarte lejer, foarte natural, mm -hmm. o făceau cu pasiune. Am rămas șocate, am zis, ce e asta? Mm -hmm. Ce au oamenii ăștia? Vrem și noi! Și ne uitam așa la ei, studiam, din cap până în picioare, evaluam, nu? Și ne gândeam, băi, ce par oameni normali, care sigur au și ei... Să zic, provocările adolescenței sau, mă rog, da. alte probleme, dar ni se pare nouă că parcă altfel le înfruntă, altfel le abordează, nu? Uh, tratează cu ele. Și atunci am zis, mai cred că Dumnezeu a făcut diferența asta cumva în ei, știi? Uh -huh. Ei bine, în seara aceea, fata care a vorbit cu mine mi-a dăruit o Biblie și apoi a început să se întâlnească cu mine în fiecare săptămână și să mă învețe ce înseamnă de fapt să-l cunosc pe Dumnezeu. Cum pot să-l cunosc pe Dumnezeu mai bine? Uh -huh. Ce înseamnă să fiu un copil al lui Dumnezeu? Și tu ai acceptat treaba asta. Bineînțeles. Mm -hmm. Ce însemna să am o religie? Știam. Ce însemna să am o relație cu Dumnezeu? Nu știam. Mm -hmm. Atunci ea a început să se întâlnească cu mine, cum am spus, în fiecare săptămână. Deschideam Biblia împreună. Și citeam și mi-explica din Evanghelia după Ioan, am început noi în atunci, și mi-explica lucruri, bineînțeles că eu aveam o grămadă de întrebări, era mm -hmm. totul absolut nou pentru mine. Deci, imaginează-ți niciodată să nu fi avut ocazia, sau, mă rog, din vina mea, din vina contextului, mă rog, mm -hmm. în care am crescut, nu atinsesem o Biblie în viața mea. Deci, dacă în momentul ăla mi-ai fi spus, du-te acasă și citește Ioan 3 cu 16, pentru mine era. Ce înseamnă Ioan 3 cu 16 pe cod secret? Ce, ce înseamnă, nu? Atunci ea trebuie să-mi explice. Uite, Ioan e titlul cărții. A, 3, numărul la mare pe care îl vezi atunci când deschizi Biblia, ăla e capitolul, da? Bun. Uh -huh. Numărul ăla mic, ăla ai versetul. Deci, când zici 3 cu 16, înseamnă capitol, verset, da? Bun. Bun, am înțeles. A, atunci, pur și simplu, de la zero, m-a luat și mi-a explicat și m-a învățat. A, și sunt foarte mulțumitoare pentru, uh -huh. pentru fata asta. Cât a știut, mi-a mi transmis mie. Uh -huh. uh, și adevărul e că asta a fost prima dorință pe care, uh, care s-a născut în inima mea. Uh, aceea de a-l cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Eu mă gândeam, dacă Dumnezeu a făcut asta pentru mine, să-și dea fiul să moară pentru mine, eu vreau să-l cunosc. Cine altcineva ar putea, ar putea face uh, ceva de genul ăsta? Uh -huh. Eu vreau să-l cunosc. Super. Și a doua dorință pe care el a pus-o pe inima mea a fost uh, să merg și eu la alte persoane înapoi uh, pe stradă sau oriunde ar fi, și să, să spun același mesaj altor persoane. Așa că două săptămâni mai târziu și prietena mea și cu mine. Uh, Ne-am dus și noi cu același grup de adolescenți pe care l-am întâlnit în ziua aceea la stația de metro tineretului. Uh, cum să zic? Băieții făceau prezentarea cu panou și noi, la sfârșit, vorbeam cu persoane, da? Abordam persoane care treceau pe acolo, care se opri, văzuseră să mm -hmm. întreaga prezentare sau mă rog, o, o parte. Uh, și înce am început și noi să vorbim cu persoane, da? Două săptămâni mai târziu. Deci, da. imaginează ți câtă cunoștință biblică am acumulat noi în două săptămâni, da? Uh, știam un singur verset pe de rost, pentru că făcea parte din. Da. <laughs> făceam parte din cursul de ucenicie din care făceam deja parte, nu? Uh -huh. Trebuia să memorăm câte un verset pe săptămână, așa că știam, uh, eu am trecut și pe de și știam oarecum să exprimăm mărturia noastră, da? Știam ce am înțeles noi în ziua aia pe stradă, bun. Da. Uh, și atunci abordam persoanele mai mari, mai mici, mă rog, uh, ca vârstă, și le spuneam ce știam. Versetelul și, <laughs> și mărturia. Uh, oamenii, dacă puneau întrebări care. Bineînțeles că ne depășeau total. Pentru noi nu era o problemă. Mm -hmm. Știi cum e. Uh. Când ești adolescent, parcă nu calculezi riscurile așa de mult, nu? Exact. Stai să te gândești la toate filmele și toate ipostazele și tot ce s-ar putea întâmpla. Pentru noi era mă, e ceva bun, hai, dă înainte, mm -hmm. nu? Acea adrenalină și acea, cum să zic, tot era palpitant exact. deja, entuziasma, nu? Stăteam să ne gândim noi la ce o să zică, cum o să se uite și toate. ce o să răspunde. Da, mm -hmm. bun. Uh, și atunci, dacă ne întrebau lucruri care ne depășeau total și mm -hmm. cel mai sigur urma să se întâmple asta... Pentru noi era simplu. Nu știu asta, dar asta știu. Și dădeam înainte cu ce știam, nu? Okay. Uh, continuau cu întrebări, nu e nicio problemă. Ea știe mai multe. vin cu a <laughs> Și persoana continua conversația. Lucrurile erau foarte simple pentru da. mintea noastră de atunci, nu? Uh, totuși, Dumnezeu a folosit acele prime ocazii să ne arate uh, că Dumnezeu ne poate folosi. Mm -hmm. Mi-aduc aminte că persoane de orice vârstă. Uh, cum să zic, atitudinea pe care au avut-o față de noi niciodată nu a fost aceea de dispreț. Uh -huh. Ce știi tu, ce evi tu să-mi spui mie uh -huh. despre lucrurile spirituale? De-abia alegi două, trei gânduri, da. cuvinte, nu? Uh, nimeni nu ne-a spus așa ceva. Din potrivă, persoanele, de fapt, apreciau că eram așa de tinere, 16 ani, nu? Și totuși vorbeam despre lucruri atât de importante. Da, exact. Și noi, când am văzut că Dumnezeu cu atât de puțin ne poate folosi, păi am început să visăm. Păi, da. cum o să ne poată folosi Dumnezeu când o să știm mult mai multe versete pe de rost, când viața noastră o să fie și mai mult schimbat uh, uh, deja, cum să zic, parcă vedeam viitorul, așa era, mm -hmm. uh, glorios în, fa în fața noastră, nu? Cum o să ne poată folosi Dumnezeu? Și ne-am entuziasmat, bineînțeles. Uh, nu a lipsit Biblia în fiecare zi, uh, citind noi personal, uh, întâlnindu-mă cu fata asta ca să-mi explice mai mult, apoi am început. Și eu și prietena mea să ne întâlnim, întâlnim cu alte fete, mm -hmm. uh, să le învățăm pe ele ce știam noi. Da. Uh, Ne-am întors la școală, bineînțeles, am luat toate fetele din clasă, le-am spus Evanghelia la toate, două l-au primit pe Domnul Isus, am început să uh, wow, să investim în ele. Uh, cu timpul, bineînțeles că fiind expuse la Cuvântul lui Dumnezeu, la adevăr, uh, Dumnezeu a început să curățească. Mintea noastră, gândurile noastre erau murdare, foarte murdare înainte, nu? Așa că Dumnezeu, prin cuvântul lui, a început să le curățească, să schimbe, nu? Valori pe care le aveam, prietenii, bineînțeles, stilul de muzică, stilul de haine, uh -huh. încetul cu încetul nu? Ne dădeam seama că, de fapt, nu mai găsim satisfacție în astea. Nici nu mi-a spus fata aceea, lasă-te de asta, lasă-te de cealaltă. Ea mi-l a prezentat pe Dumnezeu. Uh -huh. În toată frumusețea lui, tot ceea ce Biblia spune despre Dumnezeu. Și asta vroiam. Și atunci Dumnezeu însuși a început o schimbare dinăuntru în afară. Da. Întâi mi-a schimbat mintea, mi-a schimbat inima, și apoi, bineînțeles, am, am lăsat eu lucruri pentru că deja nu mai, nu mai prezentau interes. Mm -hmm. găsesem, și nu mai te reprezentau. Exact. Găsisem ceva mult mai bun. Da. Mult mai bun. Și acea satisfacție pe care o aveam acum dura. Mm -hmm. <laughs> nu era atât de efemeră, de trecătoare cum, cum era cea oferită de, de păcat de lume, nu? Mm -hmm. uh, bun. Uh, cam ăsta a fost momentul convertirii. Uh, ah, când m-am întors acasă în acea seară cu Biblia în mână, uh, bineînțeles că m-au văzut părinții, nu? Uh, Înainte a avut, să se câteva faze, să zic așa, uh, acum eram rocăriță, acum eram <laughs> mă rog, <Așa> altceva, <laughs> acum vroiam asta, acum vroiam cealaltă, mă rog, nu? Diverse. <laughs> și dintr-o dată eu, rocăriță, e supărată pe viață și le făceam, să zic, <laughs> le scoteam pere al părinților, dintr-o dată vin acasă cu o Biblie, nu? Nu puteam ascunde. Și atunci părinții m-au întrebat ce cu asta, unde e fost, ce ai făcut, bun. Și le-am explicat. Pe stradă, am întâlnit un grup de prieteni, am discutat cu o fată, am aflat asta și practic l-am spus și auzisem eu pe stradă Evanghelia. Bun, după aia am zis, am fost la o întâlnire de adolescenți, acolo au făcut asta, am văzut asta și le-am spus cam ce a fost acolo. S-au supărat atât de tare, atât de tare. Și în special tata s-a supărat foarte tare. Prima lui reacție, cum să zic, mama era ortodoxă, a devenit catolică căsătorindu-se cu tatăl. Uh -huh. Dar tatăl meu din Mostrămoș era catolic și uh -huh. practicau, și cumva biserica juca un rol important, mai ales bunica mea era mâna dreaptă a preotului, uh -huh. orășelul în care locuia. Uh, am venit eu cu ceva total diferit și el spunea, stai puțin, că tu erai creștină deja. Uh -huh ce trebuie asta? Și eu explicam, nu, uite, creștin înseamnă altceva, nu o religie sau anumite, să zic, ritualuri De. pe care le împlinezi sau, mă rog, lucruri care, pe care le bifezi. Și am început să-i spun ce am înțeles eu încă o dată Evanghelie. Nu, 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 că ăștia sunt sectanți, asta e o erezie, uh, să-ți te spele pe creier, uh, aici aveau dreptate... <laughs> Aveam nevoie de o... De, de o, o spălare, spălare nu? Uh, da. Uh, dar a zis, nu ai voie să te întâlnești cu, cu ei, să nu cumva să te botezi. Auzise el ceva de undeva, nu știu de unde, uh, cu botezul ăsta al sectanților, nu? Să nu cumva să te botezi. Deci asta era, era cel mai rău lucru pe care aș fi putut să-l fac, nu? Uh, bun, s-a terminat discuția acolo cu să nu care cumva să te mai întâlnești cu ei. Dar, având note bune la școală... Nu prea mă întreba okay, ce fac complexa. eu după amiază. Mm -hmm. E bine, acum, după amiază, în loc să mă duc unde mergeam înainte, am început să merg la clubul biblic, la evangelizare De trei ori pe săptămână eram la evangelizare, nu? Mm -hmm. Pe stradă, la metrou, unde făceam noi. La um, întâlnirile mele cu fata asta, în care ea mă învăța Biblia, apoi eu cu alte fete. Uh, și cam acolo îmi petreceam eu timpul. Da. Tata mă vedea cu Biblia în mână în fiecare zi. Și îmi spunea, mai lasă Biblia o dată, nu-i mai dai de cap o dată. Cât tot, tot citești Biblie? Uh -huh. uh, și îmi spunea, Tereza, îți irosești anii cei mai frumoși din viața ta cu astea? Uh -huh. Și eu îi spuneam, tată, nu irosesc, de fapt te investesc. De bea acum a început viața. Nu, du-te la discotecă, du-te distrează, te fă asta, fă ce altă. Și spuneam, tată, dar astea sunt uh -huh. lucruri care, într-adevăr, au valoare. Nu putea să accepte să sunt nicio formă. Uh -huh. uh, și atunci a fost o, cum să zic, începutul unor discuții interminabile uh, pe baza lucrurilor spirituale, eu încercând să-i spun Evanghelia, el spunând ceea ce învățase de -a. și el, uh, mă rog, de la părinții lui. Cumva într-un mod sincer, ceea ce știa încerca să le transmită copilor lui, da, nu? Da. Atunci nu-l nu condamn Și eu am venit cu ceva care era în totală contradicție. Mm -hmm. cu tot ceea ce el a crezut o viață întreagă. Mm -hmm. Am început să... I-am dat o Biblie, îi dădeam broșuri de evangelizare cu versete uh, și oh, citea, se supăra, punea o de mii de întrebări, încercam să-i răspund, mai punea încă 10. <laughs> nu reușeam, vreau să-i spun întotdeauna, uite, Biblia spune, asta Enerva la maxim, închide Biblia, spunem pe de rost. Nu știu încă pe de rost, de-abia acum am văzut și eu. Dar uite, Biblia spune asta, nu sunt ideile mele. Bun. Uh -huh. Și atunci ne-am bătut cap în cap pentru mulți ani. Eu aveam. Multă răvnă, dar nu multă înțelepciune. Uh -huh. Eram la început, nu? Și atunci el era mai luptător, eu răspundeam cam cu aceeași atitudine, aceeași tonalitate, nu? Până când a fost un moment, în, la timpul meu, de părtășie cu Dumnezeu, în care Dumnezeu mi-a vorbit foarte clar prin cuvântul lui, în Proverbe 15 cu 1, în care spune un răspuns blând potolește mânia. Uh -huh. Și atunci m-am gândit, stai puțin. De la cine așteaptă Dumnezeu acel răspuns blând? Uh -huh. De la Tatăl tău, care e necreștin, sau de la tine, care mă cunoști? Uh -huh. Și atunci răspunsul era, evident, de la mine. Uh, și când eu am început, uh, cum să zic, uh, cu altă abordare, când am schimbat, de fapt, abordarea și am început să-i răspund într-un alt uh, fel, s-au mai liniștit și lucrurile, am putut să dezvoltăm uh, discuția într-un mod diferit. Uh, și. Tata și-a dorit totuși atât de mult să găsească acele argumente, cumva să-mi arate că eu totuși sunt pe un drum greșit, acum și el are dreptate și trebuie să mă aducă înapoi mm -hmm. în Biserica Catolică. Fără să știu eu, el a început să citească Biblia oh. ca să găsească acele argumente. Și a citit Biblia șapte ani jumate uh -huh. uh, și a înțeles, într-adevăr, că șerfa Domnului Iisus Hristos este suficientă și wow, și-a pus încrederea în șerfa Domnului Iisus și a fost, a fost mântuit. O lună mai târziu, mama a luat aceeași decizie. Așa wow. că au fost șapte ani tumultoși, dar rezult, rezultatul a fost bun. Și mi-aduc aminte că mă gândeam, părinții mei sunt ultimele persoane de pe fața pământului care vreodată vor înțelege și vor accepta adevărul uh -huh. ăsta și Dumnezeu m-a smerit și mi-a dat o palmă așa peste față și mi-a spus, știi ceva, cuvântul meu are putere. Mamă, dar ce tare, mi se pare <laughs> extraordinar. Uh, și a fost uh, foarte interesant asta, tata spunea, uh, tata a început uh, să citească Biblia catolică, a cerut de la mama lui în toate părțile, apoi a început să citească Biblia care i-am dăruit-o eu, mm -hmm. eu, să o compare lucrurile și îmi spunea, spre surprinderea mea, Biblia, Biblile Biblia, Biblia spuneau același lucru. Mm -hmm. Atunci, de ce eu sunt pe un drum, iar fica mea este pe un alt drum? Da. Și continuând să citească, îi s-au clarificat lucrurile și Dumnezeu a avut modul lui de a atinge și mintea și inima și a-i da răspunsurile de care avea nevoie. Mm -hmm. Așa că Dumnezeu nu m-a folosit neapărat pe mine, Dumnezeu a folosit cuvântul lui mm -hmm. cu toată putere. Și fratele tău? Fratele meu apreciază ceea ce cred, schimbarea din, din viața mea. Bineînțeles că el a fost, după părinții mei, următoarea persoană cu care am împărtășit auzit evanghelia de nenumărate ori în acești 27 de ani uh -huh. totuși apreciez respect E okay. ceva bun pentru tine, dar deocamdată nu și-a însușit el uh -huh. acest adevăr. Așa că continuăm să ne rugăm pentru el, pentru soția lui, pentru uh -huh. uh, fiul lui. ok. Sunt cum ce plan are Dumnezeu acolo. Chiar, da. chiar sunt curioasă. Bine. Așa. Dorința lui Dumnezeu este ca fiecare persoană să ajungă la mântuire, nu? Uh -huh. uh, în exact. privința asta nu avem nicio, nicio îndoială. Uh, e datoria omului să răspundă da. uh, la adevărul la care este expus. Și fratele meu a fost expus uh -huh. de multe ori. Da. Wow. Bun. Uh, a, Așa. un alt lucru mi-aduc aminte. Uh, perioada aceea de început. Uh, uh, nu, cum să zic? După acea întâlnire pe stradă cu, cu fata. Uh, Apoi, citind Biblia cu ea, citind Biblia eu personal, Cartea Romania a pus pe, cetea, mm -hmm. pe pe mesajul Evangheliei, mi-a arătat text mi-a clarificat în mintea mea ce înseamnă de fapt o relație cu Dumnezeu versus o re religie și tot. Mm -hmm. Deci, Cartea Romania a fost prima care a avut un impact puternic, dar mi-aduc aminte că părinții, în primele săptămâni, au vorbit cu preotul de la biserică, cumva să. Caute să aibă o discuție cu mine și să mă aducă pe drumul corect, nu? <laughs> uh, și am continuat la început să merg la biserică cu ei, uh, dimineața, și preotul a venit la mine, vreau să vorbesc cu tine. <laughs> 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 și eu n-am avut curajul, eram așa de. nu mă simteam eu în stare să. acum da, să-l înfrunt să pe preot, mm -hmm. nu? Uh, și atunci mi-aduc aminte că am, prin mulțime, acolo m-am strecurat eu și am fugit de la biserică uh, după aia uh, venea deja Crăciunul, era postul Crăciunului, trebuia să mergem să ne spovedim, să ne pregătim nu pentru, uh -huh. pentru sărbătoare m-am dus să mă spovedesc că nu știam eu, nu înțelegeam eu toate lucrurile ce da, ce nu, da. nu mă rog, ce ajută ce nu ajută de fapt, nu? așa că eram și eu și prietena mea, uh, eram tot timpul împreună nu? noi după amiază și uh, I-am a însoțit la biserică, m-am spovedit și apoi urma să, să plecăm, nu? Mergeam la clubul biblic. Okay. Și m-am spovedit, m-am dus la preot eu, că eu eram catolică, ea era ortodoxă, nu făcea asta mm -hmm. cel puțin la biserica mea, nu? Uh, și mi-am spus eu toate păcatele mele preotului, mi-a dat câteva rugăciuni de <laughs> spus, nu? Și apoi am zis, uh, uitați, dar am și eu, am o întrebare, aș vrea să vă spun ceva. Și am spus preotului ce am auzit pe stradă Toată mm -hmm. Evanghelia. Ce am auzit pe stradă, ce am înțeles pe stradă, i-am spus preotul. E bine? Mm -hmm. L-am întrebat. E bine? Oh, Să iasă preotul din cabinusa lui, nu? Uh. S-a alertat foarte tare. Nu, 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 ăștia sunt sectanți. nu, 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 și ți au spălat creierii. Deci, foarte, foarte tare s-a speriat preotul atunci, acum, adică mm -hmm. ce ai făcut tu pe stradă, nu? Uh, și mi-a zis să nu cumva să te mai întâlnești cu ei. Nu, 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 ai voie. Și așa, parcă mi-a mi dat o, cum să zic, mi-a insuflat o, o teamă cumva, mm -hmm. știi? Bun. Am ieșit de la Spovedanie, mi-am făcut eu rugăciunile alea care <laughs> trebuia să, să le fac. Uh, am ieșit afară, m-am întâlnit cu prietena mea. I-am spus să. Uh, trebuie să vorbim, e foarte serios. Wow, ce s-a întâmplat? Și am spus, uite, preotul mi-a spus să nu care cumva să ne mai întâlnim cu oamenii, așa că ăștia chiar o să ne ducă în, în rătăcire, știi? Liniște. Am liniștite, așa. Ce să facem, ce să facem? Ne-am uitat una la alta și am zis, dar nu ne-a plăcut de oameni ăștia. <laughs> nu ne-a plăcut, citeau Biblia, cântau, e cu totul altceva, nu ne-a plăcut de ei. Hai să mergem! Așa că era biserica pe o parte, Sfânta Tereza, nu, pe Oltănița acolo, cu orășelul copiilor, iar clubul biblic era pe partea cealaltă, nu Școala 100, mă rog, Bulevardul Tineretului încolo. Așa că am luat-o pe de dreptul din parc, ne-am dus direct la întâlnirea de, de tineret și n-am mai lipsit niciodată și ne gândeam. Ce spune Biblia, asta contează. Mm -hmm. Asta are autoritate. Așa că Biblia pentru noi a jucat rolul cel mai important. Mm -hmm. Cel mai important. Da, erau lucruri, erau. Persoane pe care Dumnezeu le-a folosit ca să ne învețe adevărul, nu da. și principii și să ne transmită valori și tot, dar Cuvântul Dumnezeu a fost ceea ce a marcat într-adevăr viața noastră. Mm -hmm. Ce tare! Super, chiar super! Uh, Multe faci? Pământ. Da, cred că ai. Ce faci tu un prezent? În prezent, pentru, în pentru prezent Dumnezeu? Uh, uh, slujesc ca misionară din. Uh, am terminat. Uh, uh, deci. Am terminat liceul, după care am mers de regla la Institutul Biblic, uh -huh. doi ani în Ungaria, apoi un an în, în Argentina și am revenit în țară și am început să slujesc ca, ca misionară timp complet, o lucrare de evangelizare și ucenicie unul la unul printre adolescenți. Oh, super. Așa că din 1999 la asta mă dedic, asta fac, asta e pasiunea mea, hobby-ul meu, uh -huh. slujba mea. Spune deci entuziasmul A, continuă până în prezent. Da, de atunci s-a mărit. S-a mărit. Wow, ce frumos. Vreau să cred că s-a mai maturizat. <laughs> devine mai figuranță. consistent. Mm -hmm. Da ok. Și dacă poți să ne detaliez un pic. Uh... Bun. Deci, uh, în prezent suntem noi. Am început eu. Am început. Uh, eram necăsătorită atunci, nu? Să în, în aici în, în București. Și apoi, mă rog, lucrarea era în diferite uh, orașe din țară. După care, în uh, 2007. Am primit uh, provocarea de a începe același tip de lucrare în uh, alte șapte țări. Wow. Uh, deci prin misionarii români uh, să începem alte șapte țări în care nu exista uh, lucrarea aceasta. Mm -hmm. uh, era în concomitent cu începutul relației mele cu soțul, mm -hmm. <laughs> da? Uh, așa că a fost o provocare, erau, pe de-o parte... Lucrarea fiind ceva nou, o țară nouă, o relația. Bun. În 2000, atunci am a făcut primele călătorii în, în Grecia, unde slujim în momentul de față. În 2008 ne-am căsătorit și în 2011 ne-am și mutat în Grecia, uh -huh. dar în anii aceia, din 2007 până în 2011, noi eram și aici și acolo cu diferite evenimente de evangelizare, colaborări cu diferite. Uhum. misiuni din Grecia în scopul evanghelizării și în același timp a cunoaște comunitatea evanghelică din Grecia a vedea dacă este necesară o astfel de, mm -hmm. de lucrare acolo, ce oportunități sunt, ce uși deschise sunt. Și în perioada aceea de 3-4 ani, tot mergând și experimentând și cunoscând și rugându-ne, bineînțeles, mm -hmm. Dumnezeu ne-a clarificat foarte mult faptul că acolo ne vrea. Chiar a fost un misionar de acolo pe care Dumnezeu l-a folosit și a spus, știi. Poate voi nu vă dați seama, dar Dumnezeu deschide niște uși pentru voi pe care nu le-a deschis nici pentru alți misionari care locuiesc deja în Grecia. Voi mm -hmm. nici măcar nu locuiți și uitați ce, ce oportunități, ce ocazii da. vă pune Dumnezeu în față. Da. Și atunci am continuat să ne rugăm și să calculăm, să zic așa, să luăm mm -hmm. în considerare diverse lucruri și a devenit evident faptul că este chemarea lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu pentru noi să fim acolo. Mm -hmm. Așa că în 2011 ne-am mutat în, în Grecia, am dedicat un an pentru a învăța limba uh, intensiv. -a. a fost perioada uh, entuziasmantă, dar și grea, pentru că noi am mers acolo să câștigăm Grecia pentru Hristos și dintr-o dată trebuia să dedicăm ore și ore și ore pentru a învăța limba și eram destul de limitați. Bun, dar uh, a fost o perioadă foarte bună și foarte benefică și acum vedem și mai multe rezultatele, pentru că, într-adevăr, nu poți să ajungi foarte adânc în viața unei persoane, a unui uh -huh. tânăr, să zic, adolescent, dacă nu-i vorbești limba. Nu? Da, exact. uh, și atunci vedem, să zic, uh, beneficiile uh -huh. acum bun. Așa că lucrarea noastră este de evangelizare, facem foarte multă evangelizare pe stradă, săptămânal suntem, nu știu, câte seri pe stradă, folosim același panou, de. așa cum am explicat mai devreme, aceeași modalitate prin care eu l-am cunoscut pe Domnul Isus Hristos. O folosim și acum. Modalitate simplă, clară, pui panou oriunde este, să zic, o zonă aglomerată, mm -hmm. ocazii Absolut, de fiecare dată avem, de a vorbi mm -hmm. cu persoane și în special cu tinerii. Pentru noi, cum să zic, nu mă pune să lucrez cu copiii. Mă intimidează copiii. Nu știu de ce mă intimidează. Copiii mei sunt altceva, da avem da. copii. Dar copiii altora parcă nu mă intimidează. Dar cu adolescenții mă simt în largul meu. Îmi place, mă, mă provoacă și uh, adolescenții au mult potențial. Și se opresc ei la panou, adolescenții? Adolescenții mai, mai mult ca oricare. Da? Wow. Uh, pentru că ei văd ceva diferit și ei simt mm -hmm. în, să zic, în cadrul unei conversații, că într-adevăr îți pasă de ei. Mm, okay. uh, și totul e o noutate, Evanghelia e no o noutate. Da, mm -hmm. Grecia e uh, ortodoxă. Pentru ei ortodoxia înseamnă, cum să zic, a fi grec. Are de-a face mai mult cu naționalitatea, mm -hmm. nu atât de mult cu ce cred eu, de da, fapt, da, și da, cu Dumnezeu da. însuși, nu? Da. Ei mai ales adolescenții spun că da, da, sunt ortodox, dar de fapt sunt atei. Uh -huh. Și după când ne, 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 ne întreb și de ce ești ateu. A, nici asta nu știu. Uh -huh. Doar yeah, că se okay. poartă. Nu okay. e, e în stil. Bun. Și atunci când noi venim cu Evanghelia, practic Evanghelia, nu o diferență între religii sau cum e la voi, cum e la noi uh -huh. și lucruri de genul acesta, ci ce spune Biblia, cum poți fi sigur că păcatele tale sunt iertate, cum poți să ai o relație cu Dumnezeu. Uh, Parcă li se aprind toate beculețele și toate antenele și sunt interesați. Ei uh -huh. doar, vor, doar vor argumente și, într-adevăr, susține ceea ce spui. Da. da. Și zic, wow, n-am auzit niciodată lucrurile acestea, n-am știut că Biblia susține așa ceva, pentru că, bineînțeles, nu citesc Biblia, uh -huh. nu. Uh, și foarte interesant. Uh -huh. Și noi credem că, într-adevăr, cele mai importante decizii, la vârsta aceea se iau. Uh -huh. Deja da. când ajung la facultate. Drumul e trasat. Uhum. În adolescență cred că ei deja își cam hotărăsc să zic ce cred, ce valori au și, mă rog, direcția în viață. Da. Iar adolescenții au multă nebunie, multă adrenalină, multă energie, multă pasiune. O pot folosi pentru lucruri, să zic, rele, nu? Sau o pot folosi... Uh, pentru Dumnezeu, nu? Dacă le o canalizezi energia și să zic tot entuziasmul ăsta în, într-o direcție bună, ei pot folosi toate lucrurile astea pentru Dumnezeu și mm -hmm. Dumnezeu poate face mai mult printr-un adolescent care se pune la dispoziția lui și care e în creștere, da? În proces da. de maturizare, decât printr-unul care poate uh, a crescut cu Evanghelia de mic, mm -hmm. uh, s-a obișnuit cu lucrurile astea, uh, dar nu are acea, acea sc, cum să zic, scânteie, sclipire și, și pasiune, nu? Da, exact. Uh, eu mi-aduc aminte când am venit pentru prima oară la o biserică evanghelică, mă rog, era baptistă, nu? Unde m-a invitat fata aceasta uh, șocul a fost mare, da? Că... <fie> adică m-am așezat pe ultimul rând la balcon, în spatele meu era doar peretele, nu mai în spate de atât nu mă puteam duce, că n-aveam uh -huh. unde... Uh, Mă uitam în jur, nu erau statui, nu erau icoane, nu erau desene, nu era absolut nimic, nu, nu, mă rog, uh, <coughs> Și m-a șocat diferența asta, dar uh, s-a predicat cuvântul, am înțeles, uh, au cântat, am înțeles, uh, era cu totul altceva, mi-a plăcut, da? Uh -huh. Am trecut peste acel, uh, acel șoc. Uh, dar, continuând să merg, am început să mă uit la la tineri, bineînțeles, nu? să cunosc alt, alte persoane de acolo. Și eu vedeam cumva că fetele, nu că aveam mai mult de-a face cu ele, fetele din biserică, uh, cum să zic, tatonau cumva terenul din lume și ah. cochetau cumva cu lucrurile din lume. Okay. Iar eu veneam din lume în biserică și mă uitam cumva la ele, hei, uh, unde mergeți? <laughs> eu vin de acolo, eu știu ce are lumea de oferit și vă spun: nu merită Dumnezeu, nu poate fi comparat mm -hmm. și ceea ce El are de oferit, nu? Uh, și a fost șocant pentru mine. Okay. Cum de persoanele care au crescut cu aceste adevăruri, cu, cu această comoară, și totuși nu o apreciază și, din contră, disprețuiesc, de fapt, lucrurile astea mm -hmm. și caută gunoiul din lume, mm -hmm. iar eu care vin din lume. Pentru mine e că, cum să zic, îmi dau viața pentru asta. Uh -huh. Și a fost șocant, dar atunci s-a trezit în mine și mai mult dorința de a face ceva. Atât pentru persoanele din lume, ca da. mine, care nu aveau absolut niciun contact cu absolut niciun creștin, uh -huh. nu cunoșteam niciun creștin de ce șanse aveam eu să aud Evanghelia. Uh -huh. Dumnezeu a folosit o necunoscută de 16 ani pe stradă. Da. Nu? Aici. Deci, pe de-o parte, a merge la necunoscuți. Și a le spune mesajul Evangheliei, dar pe de altă parte, a investi în persoanele care sunt, adolescentele, care sunt deja în biserică, mm -hmm. dar care poate nu prețuiesc lucrurile astea. Mm -hmm. Poate sunt teorie, teorie bună. Dar da. neînsușită, neasimilată și nu produce niciun fel de schimbare, de rodire mm -hmm. în, în viața lor. Atunci aș vrea să, să am un rol, să zic, în, în viața lor să le pot ajuta. Da. Uh, și atunci, ceea ce uh, s-a făcut cu noi, la vremea adolescenței, cu mine, cu soțul meu, este ceea ce, de fapt, facem și noi în prezent. Mm -hmm. Ce am făcut în toți acești ani, mm -hmm. de fapt. Da. Uh, ne simțim tot adolescenți, lucrăm cu adolescenții, <laughs> suntem printre ei, nu contează ce vârstă avem, nu ne simțim uh, tineri și într-adevăr uh, a fost uh, și este cea mai mare încurajare să-L vezi pe Dumnezeu la lucru. Mm -hmm. De fapt, slujirea, care ce înseamnă pentru noi? Slujirea înseamnă a spune Evanghelia și a investi în viața persoanelor ajutându-le să îl cunoască pe Dumnezeu mai bine mm -hmm. și să ajungă la rodire, nu? Uh, da. Lucrurile astea sunt terapie pentru suflet. Uh -huh. îl vezi pe Dumnezeu la lucru, vezi minunile lui uh -huh. producându-se în fața ochilor tăi prin halul lui Dumnezeu folosindu-te pe tine da. ce poate fi mai frumos uh -huh. și copiii voștri Cum copiii sunt voștri, sunt lângă bun, lângă deci, voi, deci nu? <laughs> eram însărcinată cu prima noastră fetiță Abigail, atunci când noi ne-am mutat în Grecia, toți s-au născut acolo, ei vin cu noi absolut este tot, mm -hmm. uh, la evangelizare pe stradă, ei practic sunt martor la toate lucrurile pe care Dumnezeu le face la, și la lucrurile, să zic, bune, entuziasmante, nu ne, ne rugăm pentru diverse lucruri, diverse persoane și ei văd mm -hmm. cum Dumnezeu lucrează, nu? Pe de altă parte, sunt și provocări. Mai vine poliția, mai vine un preot supărat, mai vine un om supărat care trece pe acolo și na, nu îi place ce aude. Uh -huh. Așa. Copiii noștri ei dau broșuri de evangelizare, mai trece câte cineva și spune, abuzați copiii, manipulați copiii, pune să muncească, câștigați uh -huh. de pe urma lor, sună poliția și, mă rog, episoade de, de, de genul acesta. Și cum le rezolvați pe astea? Uh, Când vine poliția? Și cumva, o să spun okay, acum, bine. cumva am stat de multe ori și ne-am gândit la ce sunt expuși da. copiii noștri. Și concluzia noastră a fost că, uh, cum să zic, nu că îi expunem la ceva rău, ci din potrivă îi uh, pregătim pentru viață. Uh -huh. <laughs> pentru că viața are și lucruri ușoare, dar are și provocări. E bine, Dumnezeu implic trebuie să fie implicat și în una și în alta. Uh -huh. Iar fiind cu noi peste tot, bineînțeles că nu le spunem lucrurile să zic personale atunci când facem ucenicie, nu, dar vorbim de evangelizare, pe da. stradă, conferințe sau mă rog, diverse alte activități, tururi de evangelizare care le facem și și alte lucruri, nu. Um, ei fiind cu noi, practic pot experimenta pe pielea lor ce înseamnă puterea rugăciunii, uh -huh. puterea lui Dumnezeu. Promisiunile uh -huh. din Cuvântul lui Dumnezeu și mai ales fetițele mari. Abigail are 11 ani, Lois are 9. El pot, ele pot înțelege mult mai bine deja uh -huh. și-au pus în în Domnul Iisus Hristos nu? Încearcă să vorbească și ele cu alți copilași de vârsta lor să le spună de Evanghelia. Uh, dar pentru ele lucrurile, cum să zic, noi ne rugăm să devină din ce în ce mai personale și ele să învețe să dezvolte o relație a lor cu Dumnezeul lor. Nu doar mm -hmm. Dumnezeul părinților și nu doar lucrarea părinților, mm -hmm. ci lucrarea noastră ca și familie. Da. Asta vrem și eu cred că îi expunem pe copiii noștri la multe binecuvântări mm -hmm. care vin sub diverse forme. Da. Nu? Uh, au fost uh, momente în care uh, a venit preotul supărat, ok, a venit și poliția, și în final poliția i-a cerut preotului să-și ceară iertare de la noi pentru modul în care uh, ne-a tratat. Bineînțeles wow. că nu și-a cerut, dar a fost ceva ce ne-a șocat pe toți și copiii yeah. erau, wow! Asta e <laughs> prima oară cum un pre poliția să facă așa ceva, nu? Uh, fiind pe stradă la evangelizare, nu. Nu e ilegal, ceea ce este ilegal în uh, Grecia. Uh, paranteză spunând și asta, că comunitatea evanghelică în Grecia este de 0,18%. Mm -hmm. uh, în procentul ăsta intră tot ce se cheamă. Evanghelic, adică, în afară de ortodoxi și, mă, catolici, a, okay. să zic. Deci, de toate culorile, toți evanghelicii mm -hmm. intră în acest procent. Deci eu, cum să zic, Infim. Un, un număr foarte mic, între mm -hmm. 10 și 15 acei 5.000 se consideră a fi numărați de două ori pentru că pleacă de la o biserică la alta. Mm. Mă rog. Bun. Cât dintre ei sunt născuți din nou? Okay. E o altă întrebare, nu? Uh, dar, de asemenea, Grecia are o lege uh, și anume este ilegal să spui Evanghelia celor sub 18 ani, să le dai, adică să-i abordezi cu un uh -huh. astfel de, de, de mesaj, mă rog, religios sau uh -huh. ceva ce în special nu este ortodox, da. și să le dai orice fel de literatură creștină. Atunci, noi, vorbind minorilor, ne expunem uh, da. la un risc și ni l asumăm. Uh -huh. Am făcut asta în toți anii ăștia. Dumnezeu ne-a protejat nicio problemă, dar pe de altă parte e ocazia noastră de a-i pregăti pe adolescenți. Să-și câștige generație. Mm, okay. Colegii da. de școală, să-i abordeze ei pe adolescenți pe stradă, adică prin ucenicie, noi practic îi echipăm pe ei uh, să facă lucrarea asta și atunci riscurile sunt mult mai puține, bineînțeles, pentru că adolescenți, vorbind de adolescenților, nu, nu e o problemă. Nu? Mm -hmm. uh, așa că e și mai bine, <laughs> pentru că pune responsabilitatea în mâna adolescenților, iar adolescenții, când se văd folositori, într-adevăr, în ceva ce chiar are valoare și mm -hmm. rămâne. Pentru veșnicie? Chiar sunt inacolo. Cu totul. Asta, practic, îi, îi ține, cum să zic, cu un angajament față de lucrurile spirituale. Mm -hmm. Pentru că atunci când spun un mesaj, se, se și angajează să-l trăiască. Da. Pentru că ne sunt cei mai buni inspectori. Nu <laughs> e așa, Ei, hey, tu îmi spui asta la școală, nu? Tu îmi spui asta, dar uite ce văd eu. Da. Într-adevăr, nu? A, și atunci, a, practic, așa am observat în toți anii ăștia că Adolescenții cu care facem ucenicie și în același timp vin și cu noi la evangelizare pe stradă, sunt de fapt cei care cresc cel mai bine și cel mai repede din punct de vedere spiritual. Mm -hmm. Da. Pentru că lucrurile merg pe două planuri. Da, exact. Și cineva spunea de asta. Dacă faci doar evangelizare, înseamnă că văslești într-o parte și te învârți în cer. cerc, mm -hmm. nu? Dacă faci doar ucenicie, văslești în partea cealaltă și te, te învârți invers. Dacă le faci pe amândouă, progresezi. Mergi înainte. Uh, uh -huh. Și atunci uh, și Emi, nu? Soțul meu care a crescut într-un context evanghelic, nu? El spunea uh, la adolescență să mă văd folositor în, în mâna lui Dumnezeu, nu doar în ceva tehnic, sunet, mă media sau ce-o fi, ci în ceva uh, spiritual. Asta m-a ținut pe mine în biserică. Uh -huh. Da. Wow. Înțelegi? Înțelegi? <laughs> uh, Cuvântul lui Dumnezeu și sufletele oamenilor sunt cele două lucruri veșnice. Dacă noi alegem să investim energia noastră, timpul nostru, abilitățile noastre în aceste două lucruri, satisfacția e maximă. Mm -hmm. Da, super. Mulțumesc mult pentru tot ce ne-ai povestit, Teres. a fost foarte interesant. Dacă grad. ai un gând pentru cei care îl ascultă, așa, pe A, final. Gânduri am multe. Aș vrea să mă rezum la poate două sau trei. Uh -huh. uh, îmi place uh, Biblia, nu? E plină de uh, povești ale unor oameni reali. Uh -huh. uh, care au, făcut, au luat decizii bune, au făcut lucruri bune, alții care au greșit în mod să zic, dezastros, uh -huh. nu? Și vezi harul lui Dumnezeu în, în viața lor, alții care nu s-au mai ridicat niciodată, nu? Uh, după ce l-am primit pe Domnul Isus în, în inima mea, uh, a, eram pasionată să citesc biografii ale misionarilor, uh, să ascult mărturii pe oricine prindeam, cunoșteam. Uh, și tu cum ai auzit Evanghelia? Spune-mi povestea ta, asta era pasiunea mea. <laughs> și este. Uh, dar uh, din toate învățam ceva și mă ajuta în propria mea experiență cu Dumnezeu. Așa că aș vrea ca și mărturia mea și ceea ce am împărtășit, cumva să te pună, să vă pună, nu? În fața anumitor întrebări, mm -hmm. provocări. Și prima ar fi... Um, ești tu, sigură, că dacă s-ar sfârși viața acum, astăzi, păcatele tale sunt 100% iertate, spălate... Mm -hmm. Prin sângele Domnului Iisus Hristos și vei petrece veșnicia uh, împreună cu Dumnezeu? Dacă nu, încurajarea mea este astăzi să o faci. Uh, Biblia spune, uh, astăzi, dacă auziți glasul Domnului, <laughs> împăcați-vă cu El, nu? Uh, prin har, prin credință. E un cadou yeah. de la Dumnezeu pe care trebuie să-l uh, însușim. Uh, pe de altă parte, o altă întrebare e: dacă da, mi-am însușit acest cadou al iertării ce s-a schimbat în viața mea? Uh -huh. Dacă nu s-a schimbat nimic, poate ar trebui să-mi pun niște semne de întrebare, nu? Și uh, unul dintre lucruri care cred că ar trebui să se nască în viața fiecărui copil al lui Dumnezeu este dorința de a spune Evanghelia altora. Uh -huh. uh, chiar uh, Spurgeon spune asta. Uh, dacă nu ești preocupat de mântuirea celui de lângă tine, eu sunt preocupat de mântuirea ta. Mm -hmm. Pentru că inima lui Dumnezeu este de a câștiga, de a aduce aproape pe cei pe care El însuși i-a creat, nu, într-o relație de tată-copil. Atunci, eu cunoscându-l de, deja pe El într-un mod personal, ar trebui să um, îmi însușesc din dorințele Lui. Mm -hmm. nu? Și atunci ar trebui să, să, să vreau ca și celălalt să audă Evanghelia și să, să aibă aceeași experiență pe care eu am avut-o uh, cu El. Așa că a doua întrebare e, uh, ceva știu cu ce ți-a dat Dumnezeu. Mm -hmm. Dacă îl cunoști într-un mod personal pe Iisus Hristos, spune altora. Dacă știi un verset, dacă știi oarecum, <laughs> nu cum spuneam eu, să-ți împărtășești mărturia, spune asta altora. Colegii de clasă, de serviciu, vecinul de lângă, de peste drum, necunoscuții de pe stradă. Sunt multe Tereze mm -hmm. uh, pe drum. Multe, uh, care te șochează, zici, o, oh, astea niciodată nu o să ne asculte. Uh, prin înfățișarea lor, de fapt, strigă mm -hmm. <laughs> după, după ajutor, nu? Adică Chiar. am nevoie de ceva mai mult, caut undeva și m-am pierdut cu totul, dăm esența, nu? Da, da, da. Uh, și atunci, întrebarea e: Ce faci cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat? Uh, e cea mai mare bucurie să spui Evanghelia Altora. Uh, partea noastră e să spunem. Restul e responsabilitatea lui Dumnezeu, Duhului Dumnezeu care lucrează în inima acelei persoane și uh, omul care decide, mm -hmm. nu? Dar exact. uh, haideți noi să, să ne bucurăm de relația noastră cu Dumnezeu, dar să lădăm și, și altora. Așa că să nu ne, uh, să nu rămânem la acea teamă de nu pot, nu știu, mm -hmm. uită de tine și gândește-te la nevoia celuilalt. Mm -hmm. Super! Ultima întrebare, mai am că mi a venit spontan. Da. <laughs> uh, cum înflăcărești relația ta cu Dumnezeu? Cum o păstrezi vie? Ce faci uh, tu pentru asta? În primul rând, clar, ne-negociabil, uh, cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu citit, meditat, asimilat zilnic, mm -hmm. asta îmi doresc. Și ai cinci uh... copii. Când? Când da. faci asta? Înainte să se trezească ei. Uh, da. Uh, e adevărul e că e mai provocator cu cinci da. copii decât da. când eram singură și. nu. Uh, dar uh, e. Apa de care ai nevoie. Nu poți mm -hmm. fără. Mm -hmm. Nu poți fără. Și da, încerc să mă scol mai devreme să citesc, pe de altă parte am învățat pe copiii noștri să aibă timpul lor de și cu Dumnezeu primul lucru dimineața și atunci ei sunt liniștiți făcând asta, uh -huh. ceea ce îmi oferă mie un timp de liniște să, da. să am timpul meu cu Dumnezeu, să citesc, să mă rog, să mă gândesc și încerc de fiecare dată să fie primul lucru dimineața. Dacă nu-l fac primul lucru dimineața, și încep cu altceva. E atât de greu să mă adun, e atât de greu să deja mm -hmm. mintea mea merge în 100 de părți, mm -hmm. cu 100.000 de, de de planuri, de provocări, de întrebări, de nevoi, de, de da. lucruri de făcut, și atunci mi e mult mai greu să să scot ceva mm -hmm. <laughs> consistent din din cuvântul lui Dumnezeu. Atunci încerc să fac asta dimineață. Deci cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea este pe primul plan. Părtășia cu soțul meu în care împărtășim, adică vorbim despre, despre uh -huh. lucrurile astea și uh, de multe ori. Uh... El îmi dă și o deschide cumva panorama, perspectiva, lucruri pe care eu nu le-am văzut sau el nu le-a văzut, și atunci uh -huh. medităm împreună și chiar le aplicăm circunstanțelor din viața noastră de zi cu zi. Pentru da. că, de fapt, asta e esența și la timpul meu de părtășie cu Dumnezeu încerc să. Bine, citesc mai multe capitole, dar, de asemenea, iau și un pasaj mai scurt și răspund la două întrebări. Ce spune autorul? Un mic rezumat, nu? Iar a doua întrebare, cum pot să aplic în viața mea? Ok. Da. Haideți să facem cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu practic nu doar teorie, mm -hmm. nu? Adică să nu rămână de la stadiu de, da, trebuie să fiu mai bună. Și un om moral care nu-L cunoaște pe Dumnezeu vrea să fie mai bun. Mm -hmm. Haideți da. să ajungem la lucruri mai practice, mai concrete, atunci încerc să găsesc o, o aplicație uh, specifică pentru ziua respectivă sau umor, pentru uh, mm -hmm. zilele următoare. Și de asemenea, lucrarea este și hrană pentru suflet, acum n-am menționat. Uh, al cincilea copil al nostru s-a născut cu un, un sindrom. El nu are mânuțe, poate pierde auzul, vederea, mm -hmm. e un. Pachetel mm -hmm. de, de diverse lucruri, dar el e o mare binecuvântare pentru noi. Pentru că toate promisiunile din Cuvântul lui Dumnezeu și toate încurajările pe care noi le dădeam altora de a se încrede în Dumnezeu, mm -hmm. e bine, Hai să te vedem pe tine acum! Da. Uh, încrederea în Dumnezeu, când toate lucrurile merg bine, nu prea joacă un rol. Nu? Uh -huh. Încrederea în Dumnezeu este necesară pentru momentele, circunstanțele în care tu nu ai controlul. Uh -huh. E bine, cu copilașul nostru chiar nu avem controlul. Mm -hmm. e o întreagă poveste cu nașterea lui și cu, și cu tot, dar prin el putem să vedem uh, cât de bogat este cuvântul lui Dumnezeu, cât de real este cuvântul lui Dumnezeu și cum Dumnezeu îl poate folosi pe acest copilaș care are 2 ani și ceva acum și are doar 5 kg, deci încă dimensiunile un, unui nou născut mm -hmm. dar el îl folosește Dumnezeu îl folosește pe acest copilaș Ezra, să atingă inima noastră și să ne deschidă, cum să zic, niște um, Departamente, să zic așa, mm -hmm. din, din, din viața noastră, pe care n-am știut, să zic așa, n-am știut ce avem în noi, ce tendințe, ce lupte, -a. ce. Și Dumnezeu l-a folosit pe el să ne ducă pe noi la o, cum să zic, o, o intimitate și mai mare cu Dumnezeu. Mm -hmm. Și, de asemenea, Dumnezeu îl folosește pe el pentru Evanghelie pentru ca Evanghelia să ajungă la alte persoane. Deci sunt cu el pe stradă sau oriunde, sunt că întotdeauna, sunt copii peste tot vezi oamenii că sunt șocați în primă instanță când văd că nu are, nu are mânuțe și mă văd pe mine normală, să zic așa, nu? Uh -huh. uh, și mă întreabă, nu? Iar eu imediat duc discuția de la orice la Evanghelie. Este atât de ușor. Deci nu trebuie să fac absolut niciun efort. Pur și simplu Dumnezeu îl folosește pe el. Și a fost o altă lecție pentru mine. Uh -huh. În slăbiciunea ta sau în slăbiciunea lui, Dumnezeu folosește. Dumnezeu nu are nevoie de Inteligența mea, de înțelepciunea mea, de abilitățile mele, de talentele mele. Da, Dumnezeu le poate folosi. Uh -huh. Dar Dumnezeu nu are nevoie de ele. Uh -huh. Dumnezeu mă poate folosi în slăbiciunea mea, în lipsa mea de toate felurile, dar dacă mă pun la dispoziția lui, Dumnezeu poate face mult mai mult decât m-am gândit eu vreodată sau am știut să cer vreodată, cum spune Pavel în în Efeseni. Da. În mai încolo decât ne, de ne putem imagina noi. Așa că n a spune că. Adică, e clar, Cuvântul Un Dumnezeu, indiscutabil, nu? Ceea ce joacă rolul cel mai important în viața noastră, părtășia mea cu soțul și, bineînțeles, mă rog, cu, cu alte persoane, frat-surori, dar și lucrarea în sine, pentru că lucrarea noastră este. Mm -hmm. uh, nu sunt activitățile, deși avem tot felul de activități, dar pur și simplu. A spune Evanghelia și a investi în alții și acolo văd da. minunile lui Dumnezeu. Și folosește ceea ce alții disprețuiesc. Mm -hmm. uh, un copil cu un handicap, să zic, nu cu, cu da. un sindrom, Dumnezeu îl folosește. Și cu ocazia asta, aș vrea să spun chiar o, o situație, dacă îmi permiteți. Da, sigur, sigur. Uh, eram uh, într un dintre. Noi, vara, facem turul de evangelizare cu rulotele, mm -hmm. uh, mergem în. Uh, orașele uh, Greciei care au o populație mai mare de 10.000 de locuitori. Deci în fiecare zi, timp de 40 de zile, da, 6 săptămâni, în fiecare zi suntem într un oraș diferit, uh, suntem aproape, ce știu, 40 de persoane, 50 de persoane și ne uh -huh. împărțim în, în echipe și mergem și câteva ore în fiecare seară, suntem pe stradă făcând evangelizarea cu panou și având discuții personale. Și uh, într-una dintre ocazii a venit poliția, mă rog, ne luat de pe stradă, erau îmbrăcați în civil cu mașini demarcate, ok, Emi era într-o parte cu, cu cealaltă echipă, eu eram într-o parte cu copiii și cu o altă uh -huh. uh, echipă, bun, uh, au venit, așa, ne-au luat la poliție, <laughs> ne vedem acolo... <laughs> Bun. Ne-am dus, deja nu e o noutate, ne-am obișnuit cu asta. Știm că ceea ce facem atâta timp când nu vorbim cu adolescenți sau, mă rog, nu ne-au văzut ei, mm -hmm. că vorbim cu adolescenții, suntem ok, doar ne controlează și, de fapt, e o modalitate de uh, intimidare pentru că mm -hmm. sunt uh, polițiștii, sunt trimiși de către preoții ortodoxi mm -hmm. okay. care nu agrează, mă rog, cu ceea ce facem și, pe de altă parte, vor să ne, cum să zic, să ne facă să pierdem ocaziile pe care le-am avea pe stradă, mm -hmm. nu? Da. Uh, bun. Și la început era foarte frustrant. Ne gândim, băi, fraților, dar știți deja că nu avem caz știți că suntem curați, noi suntem, adică atâția mafioși, și atâtea, atâtea persoane care fac lucruri chiar, să zic, dăunătoare societății, da. nu? Pe noi ne-ați găsit cu copii mici, <laughs> și, să zic, suspecți și fioroși, nu? Mm -hmm. Bun. Și la început era foarte frustrant. După aia am văzut că Dumnezeu, de fapt, ne deschide o altă ușă, pentru că am început să vedem că noi mergem acolo cu un scop, și anume să spunem Evanghelia. Uh -huh. Cum altfel ar, ar ajunge Evanghelia la polițiști dacă nu acolo, la sediul lor, nu? Și cum da. am ajunge noi acolo decât dacă ne iau? Da. Nu? Bun. Și ne-au luat într-o într seară, m-au luat pe mine separat, după aia l-au luat și pe mie, și copii, era în timpul, mă rog, pandemiei, nu? Anul trecut. <coughs> Și atunci eu îl aveam întotdeauna când sunt la evangelizare Pe stradă l am pe Ezra sau oricare dintre, mă rog, bebeluși, da. la fiecare la rândul lor, în marsupia da. da? Și atunci eu îl aveam pe Ezra aici. Ne-au chemat doi câte doi să urcăm acolo la birou, unde ne controlau pașapoartele. Și eram eu cu încă un băiat din echipă, Ezra aici, și era, să zic, la vreo 3 metri distanță, un polițist se tot, na, foarte serios așa, și uh -huh. se tot uita la mine și îl vedeam că era cumva incomod uh -huh. ce se întâmplă? Și la un moment dat îmi zice doamnă, vedeți că i-ați prins mânuțele copilului și eu uh. îi zic a, oh, nu, nu, stați liniștit e, e bine copilul stă, stă, se tot, uite, se tot așa tulbură în da, sinea <răș> da. lui și îmi spune încă o dată doamnă, vedeți că i a prins mânuțele copilului și zic, nu, nu, stați liniștit copilul stă, stă bine, chiar e, e, e ok, e în regulă și îl văd că se tot ne și, adică, frustrat, adică, hei, eu sunt polițist, o am dreptate, da? Da. Doamnă, vedeți că i-a spus mânuțele copilului. Și spun, nu, nu, stați liniștit că nu are mânuțe. L-am jucat, cum adică nu are mânuțe? Și am zis, nu are mânuțe, așa s-a născut și așa a vrut Dumnezeu să se nască, nu? Uh, M-a mai zis el ceva, voi, săracul, și zic, nu, nu, stați liniștiți că nu e absolut nicio problemă. Dumnezeu a știut ce face, el are un plan pentru uh, copilașul acesta, și zic, pe de altă parte, să știți că eu cunosc multe persoane care au și mâini și picioare, și masă, și casă, și tot ce e nevoie, și nu trăiesc o viață împlinită. Faptul că el nu are mânuțe nu înseamnă că e condamnat la o viață de uh -huh. mizerie, nu? Uh -huh. Bun. Și atunci am pus și la urma urmei, ceea ce este cel mai important nu este doar. adică nu este viața aici pe pământ. Pentru că asta e trecătoare câți ani trăim aici, 70, de, 80, 100 de. de ani, nu? Zic că ceea ce este cel mai important este veșnicia, unde ne vom petrece veșnicia. Și îl întreb, dumneavoastră v-ați gândit vreodată dacă ați muri astăzi, unde ați ajunge? Și wow. auzi ce îmi răspunde. În fiecare zi mă gândesc la asta. Wow! Wow! Pentru mine a fost, Dumnezeu l-a folosit pe Ezra mm -hmm. ca să atingă inima unui polițist, nu? Da. Uh, polițist, nu e că polițist e da, ce ar da. fi. Un om, nu, dar într-un context în care n-am fi ajuns decât dacă ne-ar fi luat mm -hmm. și, mă rog, toată, toată poveste. Uh, și... După aia, băiatul care era cu mine în echipă a continuat pe mine, m-au luat să, să mă controleze, nu? Dar ale au fost ocaziile pe care noi nu le-am planificat, care ne-au frustrat, dar de fapt Dumnezeu ne deschidea o altă ușă. Uh -huh. Și acum când ia la poliție, deja știm. <laughs> Începem să cântăm, spunem Evanghelia, deci folosim orice. Și am vorbit cu șefii de secție, alții care ne-au spus, am avut o rudă care mergea la o biserică evanghelică, am primit o Biblie cândva și vezi cum Dumnezeu de fapt pregătește inima persoanelor. Mm -hmm. și dacă îți vine să crezi cea mai mare încurajare pentru a continua să spunem Evanghelia pe stradă unde suntem noi mai tot timpul, vine nu din partea celor din comunitatea creștină, mm -hmm. ci vine de la cei de pe stradă. Da. Îți imaginezi adolescenți, tineri, de pe stradă care îi vezi că sunt golani <laughs> <laughs> și se uită în ochii noștri și ne spun niciodată, fii atent, niciodată să nu încetezi să faci ceea ce faci. Mm -hmm. Am avut, homosexual, gay, mă rog, de toate, să zic, tipurile, uh, persoane care au spus niciodată să nu vă opriți uhum. din face asta. Wow! Foarte tare! Foarte tare și să mulțumesc mult că <rere> ai rupt din timpul vostru și ai venit aici. Cu mare drag. Deci cred uh -huh. că a fost așa o, nu știu, o gură de aer proaspăt pentru mulți dintre noi. Uh, pentru mine a Spamu fost. Domnule. <rere> uh, mi se pare că e o lipsitare pasionată pentru Isus uh, și Dumnezeu să te ține așa în continuare și a, pe tine și mult. Pe familia voastră e mult. da. și el să-și facă lucrarea în continuare să deschidă uși a, și voi să aveți inimi care să, să fie deschise la ce are Amin. el pentru voi Mulțumesc foarte mult pentru ocazie mă aș bucura ca Dumnezeu să folosească istoria pe care el a scris-o cu uh -huh. viața mea pentru a duce pe alții la el uh -huh. Super! Mulțumim vă că ne-ați ascultat și de data asta. Dacă v-a plăcut, nu uitați, abonați-vă pe canalul nostru, share, like, subscribe, toate cele deja știți uh, și Dumnezeu să vă folosească și pe voi uh, în lucrarea lui. El vrea să vă folosească, doar lăsați-vă voi folosiți. Uh, o seară frumoasă și ne vedem joia viitoare la 19.30 pe Crossfire Radio.